Claudia? Mama, de scumpă! Era de așteptat. Ți-ai făcut bagajul? De câte săptămâni ești în casă? L-ai numărat? Le mai știi? Nu, nu mai știu. Ce doar că sunt 5 luni. De 5 luni și o săptămână. ...121 de emisii în direct. Un Crăciun, un Revelion, o bucată de poveste de iubire. Câte nominalizări? Foarte multe. Foarte multe. Cineva a câștigat o amuletă, Bianca, și o să te rog în acest moment să mergi în camera de votare, Bianca. Claudia, dacă ar fi să pleci peste câteva minute, de ce ți-ar părea cel mai și cel mai rău? De faptul că nu voi putea fi aici când va fi marele eveniment, nunta lor. Mi-a părea rău pentru că acum pe final am tras atât și exact când se întâmplă ultimul punctul culminant, să nu fiu aici. Dar și în primul rând de echipă, mai măcar atât să le aducem, măcar un punct. Să venim că putem și noi. Echipa albaștrilor. Da. Bianca este pregătită în camera de votare pentru că am vrut să o las un pic acolo. Aș vrea să o și văd, colegii mei dragi. Mulțumesc. Am vrut să o las un pic acolo singură. Mulțumesc. Cu gândurile ei. Te rog să nu te grăbești, să nu-mi răspunzi în pripă, pentru că cred că mai avem puțin timp la dispoziție. Echipa roșie a câștigat săptămâna trecută, nu, săptămâna asta, luni, o amuletă prin Bianca. Este amuleta ei și regula este că ea, dacă dorește, poate să folosească această amuletă în gala de astăzi sau în gala de săptămâna viitoare. Să se salveze pe ea sau pe oricine altcineva, dacă, repet, dorește acest lucru. Claudia nu este din echipa ei. Asta pentru că voi ați adus vorba de echipele pentru jocul de luni. Dar eu te întreb, Bianca, te-ai gândit? Da. Claudia. Nu știm ce o să fie săptămâna viitoare. Habar n-am ce discuții vor fi între voi, cum o să evolueze lucrurile. Săptămâna trecută, Claudia era pe locul al doilea, avea așadar imunitate, acum două săptămâni a fost fata săptămânii, a fost pe primul loc. De asta spun, este atât de imprevizibil totul pe ultima sută de metri, dar tu spui că te-ai gândit, da? Da. Întrebarea mea, Bianca, este: vrei să folosești amuleta astăzi ca să o salvezi pe Claudia? Bineînțeles că nu o să o las pe Claudia să plece acasă, deci da. Bravo. Și bineînțeles că eu o să te rog să vii în platou. Ce v-am zis eu că nu pleacă nicio fată? Atâta vă certați pe prostii. Spați că nu pleacă nimeni, nu v-am zis. Câta viață e. E nouă astăzi. Fetelor, vă las să vă îmbrățișați. Că la voi
în casă încă sunt posibile îmbrățișările. Ce ai spus, Bianca? Cu cine te mai contrazici tu? Cine mai mă contrazic? Hai să vă loc să luați loc. Bianca, nu care au fost motivele? Care au fost, ți-o dau. Care au fost motivele pentru care ai salvat-o? Ca să ai cu cine să te ceri? Ca să am cu cine să mă ceri și cu cine să mă contrazici. Și cu cine să te contrazici. Claudia, te rog, spune-i două vorbe și ei și celor de acasă. Dar și colegilor de emisiune. Mulțumesc. Și Bianca-i? Din suflet. Cu mare drag. Continuăm în aceeași formulă.